Din anii copilăriei și mai ales din cei adolescenței, începem să visăm către unul dintre cele mai importante evenimente din viața unui om, și anume căsnicia. Acest rai în doi, pe care oamenii și-l doresc, aduce cu el atât momente de fericire cât și de tristețe, dat fiind faptul că nicio căsătorie nu este perfectă. Chiar și așa, sunt mulți cei care găsesc acest secret al căsniciilor, astfel încât să ajungă să sărbătorească 25, 50 sau chiar 75 de ani împreună. Cu ocazia zilei municipiului Giurgiu, marcată an de an de Sfântul Gheorghe, 23 aprilie, primăria municipiului Giurgiu a premiat cuplurile care au împlinit 50 de ani de căsătorie. De asemenea, în debutul evenimentului de marți a fost premiat și un tânăr care astăzi a împlinit vârsta de 18 ani. La mulți ani! Astăzi, marți 23 aprilie, Sfântul Gheorghe, protectorul orașului nostru, și sunt bucuros să-l premiez pe domnul George Edward Nicolas, care s-a născut în această sfântă zi de sărbătoare. La mulți ani! Evenimentul, care a fost organizat marți dimineață în sala mare a Ateneului Nicolae Bălănescu din Giurgiu, a început pentru cuplurile prezente cu un microconcert oferit de Orchestra de Suflător Valahian. La mulți ani noastră, la mulți ani tuturor care poartă numele Sfântul Gheorghe și derivatul acestui nume, și sincere felicitări pentru realizarea pe care o aveți, extraordinară atâția zeci de ani împreună. Cu această ocazie, noi, Centrul Cultural Ionina, vă oferim un modest, dar un microconcert cu muzică de promenadă. Am căutat să aduc în repertoriu parfumul muzicii de altă dată. După notele muzicale oferite de Orchestra Centrului Cultural Local Ion Vinea Giurgiu, cuplurile au fost felicitate de primarul municipiului Giurgiu, Adrian Anghelescu, fiind de altfel și momentul în care acestea au primit diplome, flori și o sumă de bani. Diploma de merit se acordă familiei Elena și Marina Androne cu ocazia împlinirii a 50 de ani de căsătorie. Mă rog, să poftiți pe scenă. Se pregătește familia Tudorița și Florian Bancă. Doamne ajută! Și dumneavoastră la fel! Să rămână, Doamne! Doamne ajută! Sănătate! Doamna Ciumbet? Da! Să rămână! Vă doresc multă sănătate și fericită pentru cei 50 de ani de căsătorie! Doamne ajută! Să rămână, Doamne! Multă sănătate! Doamna Ciumbet! Doamna Ciumbet!
Păi, sunt și foarte cea de dumneavoastră. Să ne vadă domnule bine, să ne vadă domnule bine, să vă mulțumesc de sănătate. Vă mulțumesc. Evenimentul s-a încheiat așa cum era de așteptat, într-o notă bună, cu zâmbete, felicitări și pahare de șampanie.